ordinează în lume pagina de sene vesele pentru copii. Ruba, îmi spui și nouă în ce aventură porniți astăzi? Bună! Astăzi vom merge în pădurile de fuioase și conifere. Aici sunt păduri de stejar și fang și mai apar paltini, frasini și aluni. De asemenea, există pin, praz și molizi. Să vedem animalele. Mistrețul poate ajunge la 270 de kg, iar femela poate naște până la 10 pui. Lupul are o lungime de 1,4 metri și o greutate de până la 40 de kg. Lupii trăiesc în haite. Căprioara poate trăi până la 15 ani. Ea năpârlește și schimbă blana de vară cu cea de iarnă. Căprioarele se pot hrăni până la 11 ori pe zi. Coțofana are 200 de grame și mănâncă insecte și legume. Pentru alte aventuri interesante, vă așteptăm pe pagina de Facebook, canal de YouTube și pe blogul Desene Vesele pentru Copii. Pa, pa!